Salut, bine v-am găsit la un video foarte special. De data asta avem din nou o jucărie Lego, dar asta este primul videoclip care dă startul concursului, așa că dacă vrei să te înscrii, vei avea un link în descriere, iar tu va trebui să faci trucul pe care ți-l voi arăta eu în acest videoclip, va trebui să-l faci, va trebui să-l uploadezi pe site-ul celor de la Lego, îți voi arăta eu tot ce trebuie să faci și la fiecare două săptămâni vom face câte un truc. La fiecare două săptămâni se vor alege 40 de câștigători. Cei 40 vor câștiga câte un set Lego Ninjago Katana V11 și bineînțeles șansa de a câștiga excursia la Legoland Dubai împreună cu toată familia. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place acest videoclip și dacă vreți să mai facem și altele de genul ăsta și hai să trecem la treabă. Deci de data asta mi-am ales-o pe Nia. Ea este cu elementul de apă și pare destul de interesantă. Știi, data trecută am jucat cu Cole, dar am zis mai să mai schimbăm, știi, pentru că vreau să le văd pe toate. Așa că astăzi o voi monta pe ea. Această Senia ne va ajuta în tutorialul de astăzi. Hai să o montăm. Am stat eu și am montat toate chestiuțele astea ca să nu mai trebuiască să le montez pe video neapărat, pentru că durează destul de mult. Dar iată, a făcut click-ul. Așa, și suntem pregătiți de acțiune. Ca să înțelegem un pic mai bine despre ce e vorba, am intrat și eu pe site, link-ul e în descriere și zice aici se caută cel mai talentat maestru Spin Jitsu. Etapa 1, doborârea țintei, da? Și aici avem și un tip care ne poate explica exact cum să facem acest truc. Uite, o să dau de aici, o să-l dau un piculeț mai încet. Ceva de genul ăsta trebuie să facem. Punem fie niște pahare, fie o țintă oarecare pe care noi o alegem noi și tragem cu jucăria respectivă să încercăm să dovorâm. Asta e destul de simplu pentru că este primul, dar v-am zis, la fiecare două săptămâni vom avea un nou truc și alealte sunt un piculeț mai complexe, că le-am văzut deja. După ce ați făcut trucul, v-ați filmat, încărcați videoclipul pe butonul ăsta și după aia așteptați rezultatele. Și bineînțeles aici puteți să aflați mai multe informații pe site-ul lor. Hai să trecem și noi la treabă și să vedem dacă reușim să facem acest truc. O avem aici pe Nia, o pregătim. Trebuie să o pui pe lateral, așa ceva de genul ăsta, iei mâna așa și tragi foarte tare spre direcția pe care vrei să se ducă și te iei și după chestia asta, asta să fie un fel de țintă, să-ți dai seama în ce direcție se va duce. Și acum tot ce trebuie să faci este să tragi foarte tare de asta și să vezi unde se duce. Și pe cum ați văzut, le-a doborât. Aveți niște pahare de plastic, vă puteți folosi de ele, de exemplu ceva de genul ăsta, puteți să vă faceți șmecheria. Acum, dacă tu vrei, poți să te lași și mai jos să-i dai drumul de aici, pentru că s-ar putea să ai o țintă mai bună. Uite, de exemplu... Nu vă descurajați! Dacă nu reușiți din prima, nu-i nimic, încercăm din nou. Cea de-a 10-a încercare! Ia să vedem! Bam! Ia uite-mă! Ia uite-mă ce frumos am dat-o! Oricum, ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. V-am zis, este destul de simplu, cel puțin ăsta este primul truc, doborârea țintei. Dacă vreți să participați la el, v-am zis, filmați-vă făcând acest truc, uploadați-l pe site-ul celor de la Lego și la fiecare două săptămâni vă voi arăta un nou truc pe care voi, dacă îl faceți, din nou aveți șansa. La fiecare două săptămâni, practic, aveți șansa să câștigați. Oricum, noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!